Țară, bună dimineața! Neața, neața, prieteni, dacă e să privim la geam, deja simțim gustul sărbătorilor de iarnă. Ninge aici la Chișinău, în România chiar au fost emise și în anumite zone codul galben de ninsoare, așa că avem grijă, dar ne bucurăm de această vreme frumoasă. Totuși suntem în 19 noiembrie, cam de vreme, oricum ne bucurăm. Cam de vreme în comparație cu ce? Cu faptul că e 19 noiembrie, e încă toamnă totuși. Calendaristic, da, dar lasă că e bine să vină și zăpada. Se spune așa din bătrân că dacă ninge în perioada asta, anul viitor va fi unul bogat și mănos. Ceea ce vă dorim și noi, am început cu urările chiar de dis de dimineață, din luna noiembrie, să vă dorim multă sănătate, că avem nevoie, mai ales în perioada rece, de multă sănătate. Da, Ilinca, ai cuvântul, pentru că văd că vrei să spui. Și tot așteaptă ceva. Și așteaptă când ai să închei cu felicitările. Tot ok, felicitările abia încep, că suntem în sezonul în care încep felicitările, dar da, ce ține de sănătate, acum este momentul în care răcim cel mai ușor, așa că să fim atenți și să avem grijă de noi. Referitor la codul galben, eu sunt curioasă în care județe este cod galben de ninsori în România, dar mai multe detalii cu siguranță le aduce și colega noastră Carolina. Ești curioasă, nu? Cumva pleci în România, dragă? Eu plec, la 1 decembrie plec în pentru România Stella și vreau să știu. Pentru Stella îți făcea griji. Mulțumesc, da, de ce trebuia să spun chestia asta, Stella? Uite că ai salvat-o aici. Sper că județul Piatra Neamț nu va fi cod galben. Până în 1 decembrie pot să apară alte coduri, Stella. Astea de azi nu sunt valabile până în 1 decembrie. Mai să nu apară portocaliu. Poate să apară alte coduri, spre exemplu, verde, albastru. Dar în 1 decembrie o să apară... Roșu să nu fie. Să nu fie nici roșu. În 1 decembrie o să fie alte culori, roșu, galben și albastru, și nu vorbim despre coduri, dar despre culorile ce tricolor ne reprezintă frumosul tricolor. Da, exact, prieteni. Și în aceste clipă vrem noi să-i felicităm pe bărbații care sunt în regii, pe bărbații care se află în spatele camerelor de luat vederi. Pe tine, Andrei, pe Mihai, da. Totodată pe toți bărbații care ne urmăresc, toți bărbații care ne vor urmări, toți bărbații care nu ne urmăresc, cu ocazia Zilei Internaționale a Bărbaților. Astăzi, prieteni, 19 noiembrie este marcată această zi în peste 60 de țări. Așa că sănătate, multă inspirație și aveți grijă de femeile voastre. Nouă, bărbaților, sănătate, ne felicităm. Da, măi, dar pui, dacă e solidaritate feminină... Dacă nu feminine, ne felicită ele, ne felicităm. Dacă cadoul lor e zâmbetul lor. Așa și că... să aveți alături doar femei care să vă iubească, să vă respecte, da, și voi, da, să doriți să le iubiți la rândul vostru. Da. Să o felicitare de la femei. Vă dorim să aveți alături femei. Și să le iubiți. Să le iubiți. Da, pentru că ele vă inspiră, nu? Și să perseverați și să nu așteptați neapărat femeile să vă inspire, ci să vă inspirați și voi de la alți oameni care mai există pe această planetă și au grijă de ei și de cum arată și de cum gândesc și de cum muncesc și de ceea ce fac, așa că asta vă urez și eu, să perseverați și să reușiți să ajungeți acolo unde vă doriți să ajungeți. Și asta e important, să doriți să ajungeți undeva, că majoritatea din păcate nu-și doresc să ajungă nicăieri, ci să mulțumesc cu ceea ce au, dar nu cred că este cazul celor care se uită la noi acum. Ce cuvinte frumoase, ce de felicitare anătoare. Zicea de niște oameni, de prieteni, o parte din acești oameni vor fi prezenți astăzi în emisiunea noastră, care sunt ei, urmăriți chiar acum. Astăzi, la matinalii, cunoaștem povestea lui Samuel Mârsa, cel care a realizat pe 1 decembrie 1918 singurele fotografii despre Marea Unire de la Alba Iulia. Asistăm la vernisarea celei mai mari picturi murale din Republica Moldova cu tematică istorică, intitulată Coloana Neamului. Sono un italiano. Mergem în Italia, unde aflăm mai multe despre familia Talpă, care a reușit să pună pe roate o pensiune agroturistică scăldată în soarele Toscanei. Și aflăm ce atracții din România a descoperit Valentina Volontir, câștigătoarea concursului inițiat de TVR Moldova în colaborare cu proiectul Cunoașteți Țara. Stați conectați cu matinalii! A
Așa, câte puțin v-am arătat că nu suntem noi tare, dar în ce n-a dat din casă. Da, și dacă am zis noi de surprize, prieteni, în această zi, în acest început de săptămână, am pregătit pe pagina noastră de Facebook alte surprize. Mai târziu o să aflați despre ce este vorba, dar dacă sunteți nerăbdători, puteți deja vedea acolo ce am pregătit. Totodată ne puteți saluta, așa, pentru că începem noi săptămâna cu o vorbă bună. Iar cum o începem, așa și o încheiem. Așa, și dacă tot ai zis de concurs, hai să zicem că astăzi este 19 noiembrie, acea zi minunată în care Paula Selling ajunge la întâlnirile TVR Moldova la ora 18:30, dar da, detaliile le vedeți pe pagina noastră de Facebook. Să ne salutăm acum și cu celălalt membru al echipei noastre. Mihai, bună dimineața! Hei, bună dimineața, dragi colegi! Uitați-vă că și în bucătărie a venit rândul și în bucătărie. Să știți că și pe timpul acesta, mai frumos ca acest timp nu am văzut eu și este preferatul meu când ninge în bucătărie să miroase a scorțișoară, a copturi, a chifle. Deci vă dați seama că nu e nimic mai perfect decât vinul fert pe timp de iarnă și mirosul de copturi, a bunicii, a mamei. Așa și noi vom face azi, vom da acea senzație de casă, de ceva plăcut, ceva cu feerie. E, dacă o veni prima zăpadă, atunci și Mihai văd că ușor-ușor încearcă să ne obișnuiască cu feria sărbătorilor prin bucatele care sunt acolo. Abia aștept să vin, șef Mihai, și să te ajut la bucătărie. Și noi așteptăm să venim și noi la final de emisiune, dar dacă e nevoie venim și pe parcursul ei, dacă e nevoie de acolo de o mână de ajutor în plus. Nu vă grăbiți, băieți, pentru că trebuie să prindeți forțe pentru a-l ajuta pe Mihai ulterior. Da, dar când privești acum la geam cum ninge, vrei să fii sub plapumă, să fii la călduță, un ceai, o cafea, nu-i așa? Nu-i așa? Sunteți de acord? Nu toți reușesc să stea sub plapumă, ci sunt nevoiți să iasă de sub plapumă și atunci cum poți să te încălzești cel mai bine decât făcând câteva gimnastică, exerciții de sport? Da. Haideți la luat mișcare. Zăpada. Da. La zăpadă. Colegele noastre de la Queen Fitness sunt pregătite să ne îndemne spre mișcare. Bună dimineața, dragi prieteni! Ca de obicei, vă invităm să exersați în viorarea matinală alături de echipa noastră. Sunteți pregătiți? Atunci, începem! Și lateral, lateral, punta, inspirăm, expirăm! Atenție! Lateral și săritură! Hop! Hop! Și lateral! Stac! Așa! Hop! Stac! Mai vioi! Și încă! Hop! Stac! Hop! Încă două repetări! Ultima repetare! Atenție! Modific! Lunge! Și săritură. Lunge. Și săritură. Hai. Săritură. Hop. Continuă. Hop. Și. Așa. Bravo și jos. Sus. Revin, spatele la genunchi, extinția brațelor și hop, hop. Da? Continuăm. Inspirăm, expirăm. Mai adângem o flexiune. Și lucrăm. Bravo, atenție, genunchi extind și aici rămân. Pulsarea brațelor. Și încă. 4, 3, 2, 1. Acum ne ducem jos. Și sus. Contractăm fesierii. Inspirăm, expirăm. 4, 3. Deplasarea brațelor și cu piciorul. Semicercul. Conturăm. Inspirăm, expirăm. Și încă 4, 3, 2, 1 și jos, sus, sus, sus. Și încă 4, 3, 2, 1 și sus, jos. Mai ridic.
genunchi. Și încă. 4, 3, 2, 1 și sus, rămânem pusem aici. Ținem echilibru. Încă. 4, 3, 2, 1, ne așezăm și sus. Contractăm fisicherii și încă, expirăm, inspirăm, hop și ciorul. Hop, hop, semicercuri contorăm. 4, 3, 2, 1, jos și hop, sus, jos, sus. Și încă. 4, 3, 2, 1 și ridic, braț, picior. Inspirăm, expirăm. Încă. Rezistăm. 4, 3, 2, 1. Pusăm sus. Încă. 4, 3, 2, 1. Relaxare. Flexăm un ceruș. Ne ducem în spate. Schimbăm mușchii care am lucrat. Schimbăm celălalt ceruș. Și atât pentru astăzi, dragii noștri. Vă mulțumim că ați făcut înviorare alături de noi. Și pentru antrenamente de pline, vă așteptăm la Queen Fitness. Pa, pa! Felul în care s-au mișcat fetele ne și motivează să ne ridicăm de pe canatea sau de pe locurile unde ne-am fi aflat, atât de pline de viață. Și dacă ne-a și adus acest bagaj de exerciții, gata, dacă l-am făcut, putem spune că suntem încălziți pentru a începe ziua. Și cuvântul cheie este dacă. Dacă? Da, cel magic dacă, care trebuie depășit cu greu, dar trebuie depășit. Trebuie întotdeauna. Iar noi, dragilor, revenim și vă spunem despre noutatea cu care am început această emisiune. Una dintre cele mai bune voci ale României vine la Chișinău în cadrul seratei culturale Întâlnirile TVR Moldova. Interpreta, compozitoarea și prezentatoarea TV Paula Seleng este invitata specială din data de 19 noiembrie. Evenimentul este dedicat vieții și activității artistei care a reprezentat de două ori cu brio România la Eurovision. În 2010, duetul Paula Seleng și Ovi a ocupat locul 3 la prestigiosul concurs internațional. Artista este dispusă să-și împărtășească experiențele profesionale și personale la întâlnirea cu publicul din Republica Moldova. Interpretează muzică pop, soul, blues, folk. Totuși, una dintre piesele care a făcut-o populară este Ploaie în luna lui Marte, compusă de Nicu Alifantis. Originară din Baia Mare, artista are în palmares numeroase premii obținute la festivalul din Mamaia și a luat trofeul Festivalului Cerbul de Aur din anul 2002. A cântat alături de nume mari ale muzicii internaționale, precum Albano, Michael Bolton, Beyoncé. Serata va fi moderată de Alexandru Grecu, cu începere de la ora 18:30 la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale. Și s-o dus mama să mai culița mea. Astăzi seara avem ocazia să o vedem, avem ocazia să o ascultăm, avem ocazia să le punem și să-i punem și întrebări, da, întrebări despre viața ei artistică, personală. E ok, e super tare, nu-i așa? Abia așteptăm să o luăm la întrebări. În diseară ne vedem cu toții la 18:30 la Teatrul Național Ion Luca Caragiale, așa că nu ezitați să intrați pe pagina noastră Matinalii de Facebook ca să intrați în posesia unei invitații la acest eveniment frumos. Și felicitări pentru cei care au pus deja mâna pe invitație, că sunt din cei care deja au invitația pregătită, au deja și pus obiectiv ca astăzi la 18:30 să fie prezenți la Teatrul Național Satiricus. Așa, hai să vedem ce fac și băieții noștri în bucătărie. Bună dimineața, Mihai, Andrei, v-ați apucat de treabă? Da, ne-am apucat de treabă cu un ceai. Ce faceți acolo, băieți? Ceai de romaniță.
Servim un ceai de romaniță. Voi ce faceți? Noi vă urmărim cum serviți acest ceai, fără să ne propuneți și nouă, apropo, acest ceai de romaniță. E ok. Până au reușit okay să ne propună. Este. O să reușească să ne dea prima rețetă. Este așa? Și porția voastră aici de ceai de romaniță. Mulțumim. Imediat cum vă eliberați după 10, vă invităm aici la ceai de romaniță. Dacă va fi acest ceai. Am înțeles. Sau de mușețel, să zicem, să ne înțeleagă și alții, că jumătate de oameni zic romaniță, jumătate zic mușețel. Da, de mușețel, romanițe și ce mai este. E bine, nu vorbim despre ceai, nu vorbim despre ceai, vorbim despre o altă rețetă care ne-ai pregătit-o, Mihai, și ne spuneai tu că va fi astăzi așa ca la bunica. Ce evident, va fi, Andrei, la bunica? Uite, deja din aceste ingrediente pe care le vedem pe centrul special, le-am pus așa pe centru ca să fie bine observate. Ei bine, dragii noștri, într-adevăr, așteptam acest moment să coacem, pentru că am făcut lucrul ăsta de vreo câteva ori și atât de mult îmi plăcea acest proces de să facă aceste chifle, este ceva senzațional. Astăzi vom face chifle cu scorțișoară, cu unt, cu stafide și mac și semințe de susan. Nimic mai delicios și de dimineață să dai un start cu această chiflă, cu o infuzie de ierburi, mm-hmm. Eu cred că ar fi perfect, privind cum afară ninge. Nu e nimic și mai... Și sare ai și... Și sare și... Ei, bine, dragii mei, pentru aceste chifle e nevoie de făină, drojdie, poate fi umedă, poate fi uscată. E nevoie de lapte, unt, scorțișoară, stafide, sare, zahăr, ouă, praf de copt și stafide, da, am menționat. Deci ingredientele le aveți pe ecran. Din plin start dăm să montăm laptele într-o cratiță și îl încălzim undeva la temperatura de 40 de grade, să fie așa un lăptic călduț, în care vom dizolva laptele și drojdia. După care urmează să montăm acel lapte călduț, dar îl lăsăm să se activeze cu zahărul și cu care să formeze, să aibă loc acea reacție ca să formeze bulele. După cum am mai spus, reacția chimică din, n-aș putea să numesc. Aici avem proteină, aici avem carbohidrați, aici avem glucide, da? Da, așa, sunt de toate, și semincioare, și scorțișoara, la care este foarte benefică, după când foarte multe persoane le place să adauge scorțișoara în cafea. De ce? Pentru că ea însuși curăță, să știi că eu scorțișoara curăță vasele sangvine și face, adică fluentizarea sângelui este una mai rapidă. Deci ce e foarte benefic pentru corpul nostru. Așa că continuați să consumați scorțișoară și în chifle și în... Și în vinul fiert, scorțișoara, da, chiar să mai știi, ales... Ieri am servit un vin fiert, mi-am făcut scorțișoară. Este... Pui acolo lămâie, pui acolo mere. Deci eu am să fac zilele astea, probabil am să fac un masterclass de vin fiert. Cum îl fac eu? Probabil este o rețetă din Norvegia. Și este una, dar nu știu, eu mai bun vin fiert decât în Brașov, nu știu dacă am gustat undeva. Să știi că eu am să-ți distrug mitul. Da. Nu. Eu vreau să rămân la Brașov. Bine. Dragi prieteni, deci ce facem? Punem laptele la încălzit, care acum îl turnăm în această cratiță, așa. Deci este o cantitate de care deja este cântărită și ingredientele deja le-ați văzut pe ecran. Se încălzește laptele, montăm drojdia, zahărul, lăsăm să se active, după care montăm în făinică și începem să facem acel aluat împreună cu ouăle. Împreună cu ouăle adăugăm sericică și praful de copt. Praful de copt direct chiar și-l montăm aici, pentru că el trebuie să fie amestecat cu cele uscate. Așa. După care stafidele nu le muiem, le lăsăm așa uscate, pentru că el va atrage untul. Untul îl vom amesteca cu scorțișoara până se alifiere. Așteptăm să se alifieze. Hai să începem. Să se alifieze untul și îl montăm în unt și îl amestecăm, să se incorporeze untul cu scorțișoara. Bine, succes, prietene, succes. Asta e, succes să nouă. Gătim ceea ce ai spus. Iar eu, doamnelor și domnilor, vă informez că în ultimul timp cultura de salată extra timpurie câștigă tot mai mult teren în Republica Moldova. Totuși, din cauza temperaturilor extreme, dar și a lipsei unei tehnologii moderne, producătorii suferă pierderi enorme, ajungându-se până la compromiterea totală a culturii. În încercarea de a soluționa această problemă, un antreprenor a găsit soluția ideală pentru a asigura frunze proaspete de salată pe mesele noastre în decursul întregului an. Detalii aflați din următorul reportaj.
Agricultura nu se face doar în mediul rural. Un antreprenor a început să cultive la Chișinău diverse soiuri de salate, care până acum erau importate de peste hotare. După cum vedeți, ideea a prins viață, iar aceste salate ajung în cele mai mari supermarketuri din Republica Moldova. Într-o epocă a digitalizării, agricultura se modernizează cu pași grăbiți, iar antreprenorii din Republica Moldova încearcă să țină ritmul. În premieră, pe meleagurile noastre a fost construită o seră de creștere a salatei pe sistem hidroponic, ceea ce presupune că rădăcinele plantelor fie sunt scufundate într-o soluție nutritivă, fie sunt plantate într-un mediu inert și poros, precum vata minerală. Semințele au fost importate din Olanda, iar în urmă cu 2 luni a fost recoltată și prima roadă. Cel care duce evidența fiecărei frunzulițe de salată este agronomul Dumitru Cojocar. Ideea de a produce hidroponică este o idee nu atât de veche, este mai nouă. În Europa e deja practic doar pe hidroponică se produce. Avantajul cel mai mare este faptul că noi controlăm condițiile de nutriție a plantei. Nu avem solul ca bufer ca să aducem metale grele sau alte produse toxice. Noi folosim apă verificată înainte de a folosi, noi am făcut analize apa verificată, apă calitativă, folosim săruri minerale de puritate înaltă, practic la nivel de farmaceutică. Permanent, o dată în săptămână, noi verificăm mediul, facem analiză de plină pentru a determina conținutul de nutrienți. Zilnic menținem și monitorizăm temperatura, pH-ul, toate indicatorii necesari pentru dezvoltare. Opțiunea de a le pune pe piramidă ne dă faptul că mărim suprafața de densitatea de plantare, o mărim și plus e destul de comod de lucrat. Un alt avantaj al salatei crescute în seră pe sistem hidroponic față de cea cultivată în câmp deschis este că frunzele de salată sunt mereu curate. Noi o comercializăm cu tot cu ghivece. Nu o tăiem, doar în ghivece, o ambalăm în ambalajul nostru de firmă, pleacă tot cu ghivece, cu sol, ceea ce permite ca planta să se păstreze proaspătă încă 3, 5 sau 7 zile în funcție de condițiile de unde se păstrează în market, dacă este la frigider, poate chiar și 10 zile să fie în stare proaspătă, cumpărătorul o ia acasă, se bucură de o salată absolut proaspătă. Până să o vedem pe raft frumoasă și stufoasă, salata trece prin mai multe etape minuțioase de dezvoltare. Prima este semănarea. Semințele se pun la germinare, durează câteva zile, este o cameră specială amenajată unde germinează, la întuneric, la temperatura stabilă, umiditate necesară. Odată ce apar primii germini la suprafață, salata iese la lumină artificială, 24 de ore, trebuie să avem iluminare pentru a împiedica etiolarea. Aici avem o următoare etapă, etapa de creștere, etapa a doua de dezvoltare. Deja începem să facem nutriția plantelor. O diferență dintre prima și a doua etapă, 5-7 zile. Pe această masă plante de vârsta a treia, plante care practic sunt gata pentru transplantare. Avem două salate, două experiențe. Deci obține peste 30 de zile după transplantare în instalație. Cultivând fiecare etapă de la sămânță până la văzând rezultatul, planta deja gata pentru comercializare, obții o satisfacție deosebită când înțelegi că este fructul, roada ta, asta e ceva nemaipomenit. Angajații susțin că este o adevărată plăcere să-și petreacă orele de muncă printre sute de frunze de salată viu colorate. Aici noi la moment gătim țevele care se produc la noi în oraș Chișinău și la moment noi le facem găurile ca să începem a instala țevele pe aceste piramide ca să putem mai departe să meargă procesul de muncă. Noi ne simțim foarte bine, ne adoptăm cu frunzele care de varză. Pe viitor și mai interesantă și tot seria și toată verde, ora și o natură foarte, foarte vie, foarte gustoasă, are vitamine. Într-adevăr, salata verde este apreciată din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile sale răcoritoare, purificatoare și hrănitoare.
S-a constatat că în salată se găsesc aproape toți nutrienții esențiali de care avem nevoie zilnic. Aceasta conține vitaminele A, B, C, D, precum și mineralele magneziu, zinc, fosfor și iod. Alte studii arată că salata verde are un efect protector asupra țesutului osos datorită vitaminii K. S-a constatat că o salată consumată îndeoseb seara vă ajută să eliminați stresul acumulat pe parcursul unei zile. Ba mai mult, vă ajută să aveți și un somn mai liniștit. Așadar, pentru o viață sănătoasă, mâncați cât mai multe frunze de salată. Cantitatea consumată zilnic trebuie să fie de minimum 150 de grame. E, Mihai, din câte am înțeles, nu era planificată salata noastră, dar dacă am observat, am urmărit acest reportaj, am zis noi cu Mihai, de ce să nu facem o salată dis de dimineață? Într-adevăr, de ce? Pentru că la a doua rețetă vom avea și cărniță de vită, ceea ce necesită deja, adică niște frunze de salată pentru ca să cadă ușor la ficat, să nu supra-solicite, adică ficatul să nu simte presiune. Uite așa, salata își găsește oricând locul ei este în bucătărie pe masa noastră. Exact ca un... deci ajută, de-aia se zice la carne, dacă avem carne pe masă, trebuie neapărat și salatea. Fie ea din frunze, fie ea din legume, fie castraveți, ceva simplu, deci ea trebuie să fie, pentru că ușor, în amestecul ăsta este ușor, deci și digerată, știi? Deci asta e. Asta e într-adevăr cu ce spun. Și într-adevăr sunt atât de curate aceste frunze de salată, chiar mă uitam, ce bine le îngrijesc, bravo lor, bravo lor, le reușește. Tehnologie e nouă. Super. Noi ne bucurăm de aceste frunze de salată, ne bucurăm de procesul de a găti, iar Anatol se bucură de oameni frumoși alături de el pe canapeaua matinalelor. Anatol, ai cuvântul. Da, prieteni, da. Avem astăzi studenți, studenți care învață la drept și care au parte de un proiect inedit, și anume un proiect prin intermediul căruia vor cunoaște mai bine interiorul penitenciarelor, instituții destul de dificil de înțeles pentru unii care nu fac parte din domeniul dreptului, dar pentru acei studenți care vor îmbrățișa acest domeniu e absolut necesar. Astăzi sunt prezent studenții Ursu Valere și Daniel Harungen. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit la această oră atât de matinală. Vrem să aflăm mai multe despre proiectul care urmează să fie desfășurat și prima zi va avea loc în această miercuri, da? Exact. Pentru început aș dori să concretizez. Acest proiect este constituit dintr-o serie de mai multe vizite. Astfel, noi prin acest proiect ne propunem vizionarea vizitării la toate penitenciarele din Republica Moldova și scopul acestei vizite ar fi familiarizarea, cred că, a studenților în drept cu modul de organizare și funcționare penitenciarilor și structura și activitatea acestora. Cât de necesar este acest proiect pentru studenții de la drept? Există o multitudine de studenți la drept care se văd în domeniul dreptului penal și care ar dori să lucreze în domeniul penitenciarilor. Astfel ar fi o practică foarte oportună pentru dânși de a vedea care este modul și în ce fel vor lucra peste câțiva ani. Ai cuvântul. Eu aș vrea să adaug pentru început că evenimentul sau proiectul este desfășurat de Asociația Studenților în Drept USM, organizație reprezentativă a studenților Facultății de Drept, care derulează deja de câțiva ani proiecte foarte frumoase pentru studenți, proiecte prin intermediul cărora aceștia pot și au acces la instituții care în mod normal ar fi mai greu de accesat. În acest sens, noi pregătim tinerii specialiști pentru următoarea lor activitate și asta este foarte important, eu consider. Proiectul Vizita la Penitenciare a venit din partea unui grup de studenți, membri ai Asociației Studenților în Drept, care au hotărât că de data aceasta trebuie să ia inițiativa și să o ducă până la capăt, deoarece s-a încercat în câteva rânduri anterior să se organizeze astfel de proiecte, dar penitenciarele sunt instituții relativ închise ca și acces pentru public. Din acest considerent, era nevoie de o pregătire specială. Cum a fost posibil acum să fie organizat acest proiect, dacă tot ați trecut prin mai multe greutăți?
Deci este foarte important de menționat aici că Universitatea de Stat are un acord de colaborare cu Administrația Națională a Penitenciarelor, ceea ce ne-a facilitat într-un fel oarecare accesul acolo. De asemenea, noi avem profesori, reprezentanți ai instituțiilor date care ne-au ajutat cu accesul și le mulțumim foarte mult. Cu ce anume studenții vor fi familiarizați când vor fi prezenți în penitenciare? Însăși vizita propriu-zisă va fi constituită dintr-o vizită în structura penitenciarilor, la care la sfârșit vom face un curs de seminar propriu-zis împreună cu conducerea penitenciarilor, deoarece nouă ne este interesant modul în care aceștia conduc penitenciarele și care sunt abilitățile necesare pentru un astfel de lider a unei astfel de instituții. Voi ați făcut cunoștință înainte de a fi prezenți în penitenciare, ce ține de ele, așa, în mod teoretic? Există o disciplină, ea se dă la anul 4, drept execuțional penal, unde noi vorbim despre aspectele organizatorice care țin de activitatea penitenciarelor. Ideea este că e foarte multă teorie acolo și ar fi foarte interesant pentru studenți să vadă și aspectul ăsta practic al monedei, deși cursul este opțional și se dă doar în anul 4, adică până atunci studenții noștri nu prea au acces la informația vis-a-vis de activitatea. Doar cu partea teoretică rămâne. Exact. Mm-hmm. Care sunt așteptările voastre de la aceste proiecte? În general, scopul vizitelor de studiu pentru studenții facultății de drept este acela de a familiariza comunitatea academică cu activitatea unor instituții specifice în domeniul juridic și noi ne bucurăm foarte mult întâi de toate pentru faptul că avem extraordinar de multe aplicări. Ba, eu pot să zic că nu ne-am așteptat la atât de multe. Deci pentru primul tur, de exemplu, la vizita la penitenciarul Pruncu se desfășoară în două tururi pentru că sunt extraordinar de mulți studenți și noi am vrea cumva să acoperim necesitățile lor. În acest sens, în primul tur s-au înscris 250 de studenți. Ar trebui să meargă 15 doar. Selecția o să fie una foarte riguroasă. De aceea... Deci să înțeleg eu că așteptările noastre sunt mari. Odată ce prima zi este în această săptămână, zi de miercuri, dar selecția încă nu s-a făcut. Selecția este spre sfârșit, adică azi urmează participanții să primească mesajul de dacă au fost acceptați sau refuzați pentru vizită. Și următoarea vizită este joi. Da, este joi în turul 2. Pe lângă Pruncul, ce alte penitenciare vor fi vizitate de studenți? Deja planificăm vizita la penitenciar numărul 10, Goian, care este pentru minori. Astfel, noi suntem în etapa de pregătire și pregătirea documentelor necesare pentru această vizită. Și, în general, toate penitenciarele din Republica Moldova în ordine aleatorie, în sensul în care de la primul penitenciar care am primit răspunsul, la acela mergem și în continuare lucrăm. Asta am înțeles. Ideea. Ce alte proiecte urmează să fie demarate pentru studenții care studiază dreptul? Probabil studenții de la Facultatea de Drept USM care ne privesc acum știu foarte bine cine sunt membrii Asociației Studenților în Drept și cu ce noi ne ocupăm de fapt. Proiectele noastre sunt foarte diverse, începând de la proiecte cu tenta academică și finisând cu proiecte în domeniul sociocultural, cum ar fi petreceri organizate cu tematică neobișnuită, să zic așa, proiecte academice. Acum, într-o oră jumătate, urmează să dăm start unui proiect foarte frumos, Autostrada de Drept. Este un proiect de schimb de experiență între 4 universități din România și Universitatea de Stat din Moldova. Studenții noștri pleacă pentru o săptămână acolo și românii vin aici. Este un proiect derulat timp de o săptămână, cu impact foarte mare, care atrage public foarte, foarte mult. Și proiecte specifice, cum ar fi, prima mea sesiune, proiecte ocazionale, întâlniri cu specialiști în domeniu, vizite de studiu și așa mai departe. Super! Noi atunci vă mai așteptăm pe canapeaua noastră să ne dați mai multe detalii despre aceste proiecte. Vă doresc baftă, drum bun spre aceste penitenciare, fie ca rezultatele să fie egale cu așteptările. Toate da, bune. Da. Mulțumim foarte mult. Început reușit de săptămână să aveți. Bine, prieteni, în această săptămână, seria de filere Generația Unire vă aduce în atenția voastră numele altor personalități care au participat activ la Marea Unire din 1918. Astăzi îl cunoaștem pe omul politic, juristul, membru marcant al Partidului Național Român din Transilvania, apoi al Partidului Național Țărănesc, Ștefan Ciocio Pop.
Ștefan Ciciopop, 1 aprilie 1865, 16 februarie 1934. Jurist, om politic, a deschis lucrările Adunării Naționale de la Alba Iulia din decembrie 1918, a activat în cadrul Consiliului Dirigent, care a pregătit unirea administrativă cu vechiul regat. 1894. Ștefan Ciciopop și-a adus contribuția în procesul intentat la Cluj reprezentanților Partidului Național Român pentru vina de a fi publicat memorandumul adresat împăratului de la Viena. Cu acest prilej, încercând să-i apere pe memorandiști, și-a exprimat neîncrederea în obiectivitatea judecătorilor. El a participat la conferința de la Haga și a expus acolo abuzurile la care fusese răsupuși patrioții români. Răsunetul pe care l-a avut intervenția lui a fost atât de puternic, încât atunci când participanții maghiari la conferință au dorit ca în anul următor conferința să aibă loc la Budapesta, ceilalți participanți au refuzat acest lucru. 1905-1918. Ștefan Ciciopop a fost ales al românilor din Siria, Arad, în Parlamentul de la Budapesta, postură în care s-a distins prin discursurile entuziaste și documentate, provocând prietenilor admirație și inamicilor respect. Octombrie 1918. După ce a izbucnit Revoluția la Budapesta, în casa și sub președinția lui Ștefan Ciciopop din Arad, s-a constituit Consiliul Național Român Central. Astfel a fost restabilită ordinea în Transilvania. Acestui consiliu i-a revenit și importantă responsabilitate a pregătirii Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. 14 noiembrie 1918. Ștefan Ciciopop a semnat o somație adresată guvernului maghiar. Prin aceasta se cere autorităților maghiare predarea puterii în mâinile reprezentanților politici ai poporului român. Într-un articol semnat de Ioan Șerban Basarab și Ștefan Ciciopop și publicat în Gazeta Juridică a Transilvaniei din Brașov, se spune: guvernul maghiar să adreseze națiunilor din Ungaria și Ardeal numai decât un manifest în acest înțeles și să subordoneze potestății noastre toate instituțiunile noastre, autoritățile și organele de stat, politice, administrative, judecătorești, de comunicațiune, școlare, bisericești, financiare și militare, aflătoare pe acest teritoriu. La 21 noiembrie 1918, Ștefan Ciciopop, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național Român Central, a semnat acea proclamație adresată lumii, proclamație prin care atrăgea atenția asupra situației românilor transilvaneni, insistând asupra abuzurilor la care aceștia au fost supuși de-a lungul timpului și, prin aceasta, încercând să justifice justețea cauzei naționale, și anume îndreptățirea solicitării de a se uni cu țara mamă, cu România. 22 noiembrie 1918. Ciciopop a semnat convocarea pentru Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Iată cum a descris Patriarhul Miron Cristea rolul avut de Ciciopop în adunarea de la Alba Iulia. Ștefan Ciciopop a fost tot timpul înainte de adunare unul dintre cei ce mai mult au alergat în Ardeal pentru pregătirea adunării, uneori cu riscul vieții, fiind și președinte al Consiliului Național. Ca președinte al adunării și semnatar al Actului Unirii, Ciciopop a avut un rol preponderent în evenimentele de la 1 decembrie, rol pe care îl au onorat dușmanii neamului prin 2 atentate asupra casei sale. 1918-1933. După unire a fost pe rând ministru de stat pentru Transilvania în guvernul Alexandru Vaida Voievod, ministru de externe în același guvern, prim-ministru ad interim, președinte al Adunării Deputaților. După fuzionarea Partidului Național Român cu Partidul Țărănesc în 1926, a fost vicepreședinte al noii formațiuni. Ioan Șerban Basarab scria despre Ciciopop: orice înalte funcții a ocupat, el a fost pururea cu ureche la nevoile celor mici și nevoiași, simțindu-se părtaș la durerile acestora. În mijlocul țărănimii se simțea reconfortat, ridicarea clasei țărănești fiind una dintre preocupările lui constante. În ierarhia intereselor, a sacrificat întotdeauna interesele personale sau ale grupului în interesul colectivității.
1934, înainte de a muri, le-a șoptit rudelor că de va fi să vorbească la groapă vreun ministru, să vină un ministru din regat. Dorința i-a fost îndeplinită, la sicriul său vorbind chiar prim-ministru de atunci, Gheorghe Tătărescu. Nicolae Paliț este interpretul ce promovează autenticitatea cântecului popular românesc. Își alege cu grijă repertoriul și costumele populare, iar fiecare prestație în fața publicului este una remarcabilă. La matinalii, artistul vine în premieră, iar noi suntem bucuroși să-l primim și să-l ascultăm cântând. Așadar, pe scenă, Nicolae Paliț. Verde de cicoare, azi în sate sărbătoare și se face coră mare. Ia ca muzica răsună și tot satul se adună, joacă toți cu voie bună. Joacă mari și mititei și vreo șapte verde-ai mei, și vreo șapte verde-ai mei. Joacă ghițe cu Anica, de le s-o a prins-o chinca, de le s-o a prins-o chinca. Nici Ilie nu se lasă, dar e musteața deasă. Stau la gardă o neveste și ligura de poveste, ce-o mai fost și ce mai este. Le dragă să privească, toată lumea s-o grăiască, așa să se veselească. Așa-i omul, n-ai ce-i face, fiecare cum îi place, fiecare cum îi place. Unii joacă, alții cântă, alții limba și-o frământă, alții limba și-o frământă. Haide, hai și iar hai, n-ai venit aici să stai. Și vreo cinci flăcăi joacă bătuta și ei, din picioare s-ar scânăte. De parcă au foc la ghete, dar cu ochii după fete, că-și frumoase și cochete. Asta-i horă de codreni, cum se joacă la Trușăni, cum se joacă la Trușăni. La Puhoi și Nimorăni, și la noi la Cetireni, și la noi la Cetireni. Uite așa! Joc și eu, joacă și tot neamul meu, joacă și tot neamul meu. Că e coră din străbuni, tot așa cu oameni buni, tot așa cu oameni buni. Așa să fie, cu oameni buni, prieteni, noi petrecem această zi frumoasă de luni, început de săptămână. Nicolae Paliț pentru prima dată ne-a călcat pragul, îi mulțumim mult, în curând o să trecem și la discuții. Indiferent de vremea de afară, Carolina Costin este prezentă, gata să ne pună la curent cu datele meteo. Bună dimineața, dragă!
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Matinarii. Să aflăm care sunt informațiile despre starea vremii pentru această zi. Să știți că meteorologii au emis pentru astăzi cod galben de nisori pe durata întregii zile, valabil între orele 15 și până la miezul nopții. Așadar, astăzi în Republica Moldova temperaturile vor varia între minus 1 și 4 grade. La Chișinău astăzi maxima va fi de 2 grade și va fi zăpadă în decursul întregii zile. La Bălți 1-2 grade, la Leova 1 grade, la Comrat și Cahul temperatura maximă va fi de 2 grade, iar în nord la Briceni și Soroca de asemenea o maximă de până la 2 grade și va fi ninsoare. În România de asemenea este cod galben de ninsori, dar și precipitații sub formă de ploaie pe durata întregii zile. La București astăzi vor fi 2-3 grade și ninsoare, la Timișoara 4-5, la Iași 1 grade, la Cluj-Napoca 3 grade și la Poviță, la Craiova 2 grade, iar la Suceava o maximă de până la 3 grade. Pe teritoriul Europei, așadar, în majoritatea zonelor are să ningă, va fi lapoviță, dar și precipitații mixte. De asemenea, cerul va prezenta înorări trecătoare. La Barcelona astăzi vor fi 13-14 grade, la Milano 7 grade, la Paris 6-7, la Roma 14 grade, la Berlin 5, iar la Varșovia 4 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. Rămâneți în continuare cu Matinalii. Mulțumim frumos, dragă colegă Carolina Costin. Sperăm să nu îngheți acolo și sperăm să nu înghețați și voi, cei care urmează să ieșiți din casă pentru a merge la servici sau unde aveți treabă. Dragilor, noi, ca să vă încălzim sufletele, iată, vă aducem muzică populară, muzica neamului nostru. Recent, câteva clipe în urmă, ne-a cântat Nicolae Paliț. O să ne mai cânte dumnealui, dar deocamdată o să vorbim, pentru că este pentru prima oară la Matinalii. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Domnule Paliț, aveți în palmares foarte multe cântece, un repertoriu bogat, costume populare inedite și apropo, eu am sesizat faptul că dumneavoastră combinați cămașa cu bândița cam la toate seturile de costume. Vreau să ne spuneți cât de important este pentru dumneavoastră repertoriul vast și aveți unul destul de mare, precum și imaginea de artist. Vreau să vă zic că repertoriul, de fapt, îl caracterizează pe un artist. Așa. Ca și, de altfel, costumul pe care îl îmbracă, fiindcă, de fapt, repertoriul, costumul este ceea ce trebuie să-l reprezinte din zona respectivă. Și eu, de fapt, încerc asta să fac. Cât îmi reușește, nu știu, dar rămâne să aprecieze cei care ne privesc, cei care ne ascultă. Sigur că, într-un fel sau altul, sunt chiar favorizat, fiindcă am acasă un specialist care este specialist în port popular, este folclorist, este cea care îi zice Iulia Paliț, poet, textilier, la mai multe cântici, la mai mulți interpreți. Și soție. Și soția. De asta am zis eu, am un om drag acasă și probabil că și de asta îmi reușește. Anul ăsta, sigur că am încercat să mai venim cu ceva nou. Mm-hmm. Chiar, să zicem, piesa pe care v-am prezentat-o. Așa, este nouă, da? Este nouă, da. Azi în sat e sărbătoare. De fapt, e acum mai recent, în toamnă, am editat-o și vreau să vă zic că este toamna când expresia populară se numără bobocii și sunt sărbătorile în satele noastre, nunți, cumătrii, hramuri, veselii și iată că ziceam că de fiecare dată un artist trebuie să vină ceva nou și am reușit să, așa cum ați spus, să mai editez anul acesta o carte despre viața și activitatea artistului Nicolae Paliț. Pentru neam, pentru popor. Este o carte autobiografică, nu-i așa? Este o carte, da, despre viața și activitatea de creație. Eu am răsfoit să o... Am încercat, am reușit să o răsfoiesc și am găsit aici atât gânduri așternute pe foaie, cât și materiale media expuse, cât și fotografii, astfel încât admiratorii dumneavoastră pot să vă cunoască toată activitatea artistică citind această carte. Apropo, ea cum ajunge la oameni? Se adresează la dumneavoastră sau dumneavoastră o faceți cadou? Vreau să vă zic că deja am
am avut ocazia să o dăm și prin bibliotecile sătiești a Republicii noastre. Cred că încă n-am ajuns la toate, dar sper așa să se întâmple. Sigur că este bine ca lumea să cunoască și cel mai bine și cel mai potrivit moment este ca să fie în bibliotecile sătiești, în bibliotecile publice din țară. Ceea ce încercăm să facem, sper să reușim să ajungem și la celelalte. Este o carte, de fapt, care e editată în legătură cu aniversarea mea. Anul acesta este un an aniversar, un an jubiliar, să zic, pentru mine. Și iată că mergem înainte cu activitatea de creație. Aveți în palmares, aici am zărit 5 sau 6 CD-uri? Da, exact, 7 de fapt. 7 CD-uri. Unul dintre ele e cel mai recent, nu? Da, astea sunt cele mai recente, ceea ce s-a mai făcut în ultimul timp. Asta e activitatea. Văd că aveți foarte multe colaborări cu mai multe orchestre din țară. Probabil sunteți interpretul care tinde să cânte cu toată lumea, astfel încât să ajungă mai ușor la public. Aveți perfect dreptate. De fapt, sunt solistul orchestrei folclor. Și, de fapt, cei ce am venit astăzi, am venit din înregistrările cu orchestra folclor, dirijorul maestru Petre Neamțu, dar ai perfect dreptate. În colaborare cu celelalte orchestre și cu toate orchestrele din Republica noastră, anul ăsta am mai realizat și niște cântece împreună cu orchestra Busuiocul Moldovenesc, Mihai Mihălăcioaie, cu Rapsozii Moldovii, Vitalii Dorin. Suntem în colaborare și cu celelalte. Am înregistrat și cu Mugurelu, cu domnul Ion Dascăl. Deci urmează încă să încă și încă. Da. Noi vă urăm mult, mult succes pentru următoarele realizări muzicale. Vă mulțumim că ne-ați pășit pragul matinalilor și știu că, după cum am spus, mai aveți o piesă pentru noi, așa că noi suntem dornici să o ascultăm cu drag. Cu plăcere. O zi frumoasă să aveți și mult noroc. Sigur, și telespectatorilor le urez de sănătate. Iată că astăzi ne ninge atât de frumos și eu ziceam că e binevenit ca să fie cu spor și ajutor la început de săptămână. Într-un ceas bun și cu mult noroc. Doamne, succese! Vă ascultăm cu drag! Mulți ani! Băieții că foi și-o frocă, eu joc sărbacă, mi-e dragă. Sărbacea de altă dată, de tot neamul meu jucat. Jucați sărba moldoveni, ca la noi la cetire, la orchei ungheri și nisporie. Din capul la Bișoara, Chișinău și toată țara, să răsune mai cu foc fioara. Mai strigați odată tare, uite așa, să răsune la hotare. Și să facem roata mare, uite așa, să încapă fiecare. Încetişor, tot picior după picior, să jucăm sârba strămoșilor. Când joci sârba ca la noi, și-nainte și-napoi, uiți de greși, durere și nebun. Cât-i lumea asta mare, oameni ca Moldova n-are. Plin de dor și omenie, numai când și veselie. Unde joacă neamul meu, tot acolo sunt și eu, și mă rog să-l țină Dumnezeu. Așa-i jocul apăsat,
la oraș, da și la sat, neam de neamul meu l-au tot jucat sârba strămoșească, uite așa, neam cu neam să se unească. Mai lărgeți o leacă roata, uite așa, pentru cei din Molovata. Într-o sârbă adunați și la Nistru și în Carpați, suntem neamuri, dar suntem și frați. Jucați sârba, gospodari, hai și cei din Dubăsari, așa cum se joacă în zile mari. Jucați sârba, moldoveni, ca la noi la cetire, la Orfei, Ungheni și Nisporeni. Din Cacula, Bișoara, Chișinău și toată țara, să răsune mai cu foc vioara. Uite așa! Uite așa să răsune mai cu foc vioara, prieteni, noi ne revenim după o scurtă pauză.